Bun găsit, suntem din nou în direct pe wowbiz.ro. Toată ziua am vorbit despre puterea dragostei, despre finala puterea dragostei. Încă suntem la jumătatea zilei, dacă aș putea să spun lucrurilor pe nume. Alături de mine patru fete frumoase pe care le-ați mai văzut în decursul acestei zile, dar nu în aceeași formație. O să încep cu Talida. Bună, Talida, din nou. Bună ziua, bine v-am regăsit. Asia, direct. Așa. Bună, Manu. Bună, Simona. Bună. Și bună, Mari. Bună, bună, bine v-am regăsit. Uite, numai fete frumoase acum aici, toate de la puterea dragostei. Unele au întâlnit dragoste, altele așteaptă și alte sezon. Mare cea norocoasă. Cred că sunt singura. O fericită și trei invidioase. Așa, adică o fericită este Mari, da? Adică sunteți invidioase pe mine. Bine că avem pe da, ce. Da, bineînțeles, normal. Acum avem toți finaliștii, știm foarte bine cine se luptă pentru marele trofeu. La fete s-a calificat, uite, pe ultima 100 de metri și Bianca, da, dar și Gabriel. Vă așteptați la Gabriel? Nu. Nu. În lupta cu Marius? Deci la Gabriel chiar nu mă așteptam, nu știu, adică eram 100% convinsă că o să intre Marius. Nu. Cred că și merita mai mult Marius, sincer, dar uite că nu și-a câștigat puterea simpatia. Puterea dragostei ne surprinde de fiecare dată. Nu, nu și-a câștigat simpatia din partea colegilor, că până la urmă asta a fost. Dar stai puțin. Să vă zic de ce nu a intrat Marius. Pentru că Marius nu a luptat îndeajuns de mult pentru mine, iar Karma l-a făcut să nu intre în marea finală. Ia auzi, Andreea, ce Manuela. E adevărat. Înainte de a intra în discuții despre finală și despre faptul că unii dintre cei care oamenii au crezut în unii dintre concurenții și nu au intrat în marea finală, vreau să îi felicit și eu pe colegii mei de la Puterea Dragostei, cei care se ocupă de canalul de YouTube Puterea Dragostei, pentru că au depășit 1 milion de subscriber. Am aici și placheta. Dar cât mai mulți. Da. Merităm. Este o dovadă clară. Această emisiune este extrem de urmărită, este extrem de îndrăgită, este o emisiune fenomen în România și voi ați făcut parte din acest fenomen. Felicitări! Felicitări și la cât mai mulți subscriberi! Mulțumim! Voi ați făcut, așa cum spuneam puțin mai devreme, parte din acest proiect minunat. Foarte frumos! Și tu ți-ai găsit iubirea, Marius nu s-a orientat spre tine. Marius nu s-a orientat cum a trebuit și din cauza aceasta roata vieții s-a întors și s-a reîntors și a intrat în marea finală. Dar asta e nou, de când? Ba da, eu mi-aduc aminte că eu mi-aduc aminte că în decembrie am fost la Istanbul, da, în casa Puterea Dragostei și acolo am cunoscut-o pe Manuela. Și am intrat și în casa băieților, ca să vă spun așa, și din culise. Și la un moment dat am intrat în camera roșie și s-a făcut așa o glumă în camera roșie. M-a întrebat unul dintre concurenți, chiar Marius, dacă vreau să fiu soția lui. Și Ricardo, cel care era cu glumele, am zis și eu ce ar trebui să răspund. Păi trebuie să răspundeți da. Și după ce răspundeți da, Marius să se cupleze cu Manuela. Povestea era următoarea. Ricardo a avut o legătură cu Manuela și Marius. Și Marius, bine, Marius a fost următorul. Marius era în așteptare, de aia, vezi? Tu ai fost de vină. Nu putem numi chiar legătură. Marius și Ricardo au intrat în aceeași zi în emisiune și amândoi au intrat pentru mine, din câte mi-amintesc. De Ricardo mi-a plăcut pentru că era așa cu un vibe aparte, dădea o adrenalină maximă. Marius mă ținea așa în stand-by și nu-mi plăcea. Și din cauza aceasta nu s-a legat nimic. A intrat și a doua oră tot așa pentru mine. N-a fost să fie pentru că nu i-a plăcut firea mea vulcanică și mahalajoaică și cum mai spunea el mie că sunt, dar ce să vezi. Așa, și uite, tu ai fost și printre primele care mi-ai spus că o să aibă o relație cu Andreea Pirui. Da, da, pentru că eu i-am văzut pe ei doi că se apropiau așa ușor, ușor. Bine, pe mine nu m-a deranjat absolut deloc pentru că eu nu am simțit nimic față de Marius.
În plus de asta eram în relații bune cu Andreea, deci chiar nu m-a deranjat. Însă la început nu am crezut în povestea lor și cred că ți-am zis și ție, Cornelia, nu credeam la început în povestea lor și nu credeam în, mă rog, în atracția asta care ziceau ei că există. Dar pe parcurs m-am convins și chiar a existat. Vreau să intrați pe Instagram-ul meu, Cornelia_Ionescu_Star, și vreau să mă spuneți acolo părerile de dumneavoastră despre acest subiect și despre faptul că, uite, Marius și Andreea Pirui, una dintre favoritele publicului, nu au acces în final. Sincer, eu nu mă așteptam să nu intre. Nici eu nu mă așteptam, deci, absolut deloc. Deci chiar să nu intre Pirui în final, Da, cred că nici ei nu se așteptau. Adică nu mă așteptam să intre Berna și să nu intre Pirui, adică era ceva imposibil. Păi n-ai văzut ce explozie a fost. Dar na, puterea dragostei cum ne-a surprins și în finala din primul sezon. Țin minte că noi ne gândeam că or să fie alții câștigători și a ieșit bine. Eu, de fapt, a ieșit cine mi-am dorit eu, dar ne gândeam că nu sunt șanse, știi? Ce și emoție Marii aveam. Aștepta să, Marii se aștepta să intre ea. Nici măcar nu era în finală. Păi nu, asta zic, te-așteptam să intre eu, deja aveam antipatii pe acolo prin casă și n-aveam cum, eram convinsă că nu. Cine va aștepta să câștige sezonul 1? Jador și Simina? Jador și Simina, da. Și Bianca. Și Bianca. Da, vezi, ne așteptam și la Bianca puțin. O să avem surprize. Oamenii de acasă ne privesc zilnic și ne îndrăgesc sau nu. Da. Așa probabil, sau mai mult sau mai puțin. Și probabil de aceea nici nu... Și surprizele există. Așa că doi dintre concurenții cei mai îndrăgiți sau cei mai votați din casă sunt acum în afara clasamentului. Dar ți-ți pare bine că a intrat Bianca ultima? Pentru că ați avut așa niște... Nu contează dacă a intrat prima sau ultima, contează că a intrat și mă bucur. Deci chiar mă bucur foarte mult pentru ea. Că am avut ce anume? Nu, că ai spus puțin mai devreme că o susții pe ela în finală, dar voi ați fost destul de apropiate. Mi-aduc aminte că n-ai avut certuri mari așa cu Bianca. Nu ne-am certat chiar deloc. Doar că s-a întâmplat să fie finala și m-a sunat ela să mă invite din partea ei. Eu adică când să susține, da, să o susțin pe ea. Eu puțin m-am șocat pentru că eu mă așteptam să mă cheme Bianca. Da, dar Bianca nu ne-a chemat practic, noi am fost din proprie inițiativă și cred că așa era ok. Eu credeam că fiecare finalist își alege cine vrea. Nu are treabă. Noi am venit din proprie inițiativă. Noi am venit, simțim, nu că m-a chemat X-ul ăsta. Chiar nu ne-a chemat, că nu avea... Pe noi nu ne-a chemat Bianca, nimeni, noi am venit pentru că hai să mergem să o susținem. Și eu mă bucur că ați venit. Nu, dar eu din câte știu, s-au dat niște liste și fiecare finalist a spus în listă pe cine vrea să vină aici. Eu așa știu că s-a procedat. Da, bine, au fost finaliști care, într-adevăr, și-au dorit anumite persoane alături de ei, dar sunt și oameni de la Puterea Dragostei care au dorit să vină și să susțină concurenții, ceea ce este un lucru foarte bun. Am înțeles. Dar foarte bine că tu trebuie să lămurești lucrul ăsta, adică să spui că și Bianca este o persoană destul de apropiată de tine, nu? Sau o persoană cu care... Eu doar n-aș considerat-o, ba chiar când a venit în țară, eu am sunat-o, i-am scris, într-adevăr prima zi nu mi-a răspuns, cred că te-am sunat și pe tine, Mari, nu cred că mi-ai răspuns, am înțeles, aveau treabă, știu cum e să te reîntorci din Turcia, nu aveam eu așteptări, dar... N-am mai vorbit, pur și simplu nici nu m-a sunat înapoi, nici n-am mai vorbit și se întâmpla să mă sune ela între timp. Și bineînțeles că am sunat-o pe Bianca și am zis, uite Bibi, s-a întâmplat așa și așa și așa. Și mi-a zis, mă, nu, eu nu m-am organizat nimic, eu nu sunt așa cu să câștig, ai văzut, nici n-am distribuit, n-am pus pe nimeni să mă distribuie la story. Da, noi am pus din propria inițiativă, adică chiar nu ne-a spus, băi, să mă pune și pe mine la story să mă voteze lumea. Nu, pur și simplu eu am pus un story, după care am etichetat toate fetele și acolo mi-am dat seama cine a vrut să o susțină pe Bianca și au postat. Pe mine nu m-ai etichetat. Ba da, te-am etichetat și ai și postat, adu-ți aminte. Am postat? Da, ai postat. Pe Bianca sau pe Liviana ai etichetat? Pe la Livian, la Livian, da. La și pe tine, și tu ai distribuit. Și la Bianca nu v-am mintat, dar am pus eu după. Nu știam, mă gândeam că n-am... Ca să înțelegeți, Cornelia, că eu nu vreau să rămână chestia asta nelămurită cu Bianca. Da, mă bucur că ai spus lucrul ăsta, pentru că știam că ești apropiată de Bianca.
Nu, deci dacă ar câștiga Bianca, m-aș bucura extraordinar de tare. Pentru că eu știu prin ce a trecut, eu am stat lângă ea, eu am dormit împreună cu ea, eu am mâncat cu ea 4 de zile cât am stat acolo. Poate o perioadă pentru unii li se pare că a fost mai scurtă, pentru alții mai lungă, nu contează. Ideea este că Bianca mi-a fost alături și vreau să spun clar încă o dată, a fost singura persoană care m-a susținut în cel mai greu moment al meu din casa Puterea Dragostei. Deci atunci când am avut conflictul cu Roxana, Bianca a fost singura persoană care a rămas lângă mine. Chestia asta s-a văzut la televizor, nu trebuie e să adevărat, acelea au fost imagini foarte bune, ceea ce vorbește de la sine despre caracterul ei. Într-adevăr, eu am rămas în relații bune și între timp și cu celelalte concurente, mă salut, vorbesc, ne scrie mesaje, dar Bianca este specială, nu am adevărat. Ce să zic. Acum că s-a întâmplat lucrul ăsta în final, e partea a doua. Dar... Vă așteptați la Gabriel? Să câștige? Nu. Nu să câștige. Să de ce are și el șanse să câștige? De ce nu? Nu, nu. Ia uitați că toată lumea se aștepta ca el să fie dincolo de cei 6 finali și ia uite-l în final. N-ar fi culmea să câștige. Da. Nu, eu nu-l cunosc pe Gabriel. Ce ar mai fi să avem surpriză, să câștige, să Gabriel, câștige și... Gabriel și... Da, Gabriel și... Berna. Nu, să o aducă pe Pirule. Da. Să da. Fie Pirui, nu știu, să intre în clasament. Ce ar fi cea mai tare? Răsturnare de situație. Chiar că cea mai tare răsturnare de situație. Da. Da. Să vedem dacă ajung până la final. Nu e așa. Se întâmplă să fim acolo, să fim în clasamente și să răsturnăm clasamentele. Eu mă bucur că există surprize. Pentru că dacă n-ar exista surprize, n-ar mai exista niciun suspans extraordinar. Da, melodia a fost lansată mai mare. Dacă mă vedeți concentrată pe telefon, să știți că a apărut cea mai frumoasă dedicație din partea Biancăi pentru Livian și de asta sunt un pic așa concentrată să o distribui și să vadă cât mai multă lume ce dedicație frumoasă i-a făcut. Deci mie mi se face pielea de găină numai când aud. Dar poți să mai spui așa pe YouTube, pe canalul de YouTube al lui Adam B, găsiți piesa, a apărut acum 5 cum minute. Numește? Nu știu cum se numește, că n-am văzut titlul. Mari, se numește. Hai să nu ne mai ferim. Hai să nu ne credeam mai ferim. Credeam că o să scrie. Credeam că o să scrie dedicație de la Bianca pentru Livian, dar după au pus și numele piesei. Da, hai să nu ne mai ferim. Domnavoastră, cei de acasă, nu-l puteți vedea pe Robert din spatele ecranului nostru. Ai aruncat așa o privire numai. Cum nu știi cum se numește piesa? Da? Eu văd că de la mine se observă absolut tot. Da, păi am zis să mă asigur să nu încurc ceva, nu. Foarte bine, deci dumneavoastră să urmăriți dedicația lui Livian pentru Bianca interpretată de Robert. Nimeni altul decât viitorul meu soț, Rucu Robert. Foarte ce frumos. Să pițichii bombichii. Nu, dar anunta când o faci? Păi trebuia și ea făcută anul acesta. Lasă, da. Da. Datorită pandemiei, din cauza pandemiei, din cauza pandemiei lucrurile se mai schimbă. Lasă că ești nașă, dragă. Da, și tot compensează. Hai să facem, fetelor, haide să facem un clasament așa ad hoc. Din punctul vostru de vedere, hai să luăm la băieți. Cine credeți că ar putea să fie pe locul 3? Gabriel, clar. Gabriel, da. Așa. Locul 2. Noi am făcut și calcule matematice. Da. De chiar toate. Sunt calcule. Talida, deci eu sunt cu calculele la matematică. Vreți să le zic? Să vorbească ea numele. Da, nu. Ca să nu ne puneți în... Nu, eu aș vrea ca fiecare să aibă clasamentul ei. Pentru a nu exista comentarii. Da, subiectiv. Deci, începem cu fără calcule. După cum credem că o să fie sau după cum ne dorim? Cum îți dorești tu să fie? Vreau să zic cum cred eu că o să fie. Cum crezi și după suflet, ca să ne dăm seama de ce băiatul îți place în casă, stai puțin. Păi, de cine? Că din 3-2 au cuplu, ce să fac? Nu știu. Iau ce a rămas. Nu contează. Poate să-ți placă de cineva și dacă are cuplu. Asta nu înseamnă că ai o relație cu el. Să simpatizezi, Talida, poate e ceva... Da, după aia mă așteaptă după ușă. Și mie, nu știu, îmi place un actor, de exemplu. Da, corect. Credit și e liber. Păi... E disponibil. Clasamentul meu e... Clasamentul la băieți. Mă confunzi. Mă confunzi cu tine. Locul 3. Deci locul 3 Gabriel, locul 2 Filip și 1 Livian, clar. Și la fete pe locul 3 o văd pe Berna.
nu știu, Berna sau Ela, nu știu, am două. Eu, dar cred că pe Berna, normal, da. Berna. Doi, Ela și pe unul văd pe Bianca. Am înțeles. Jumătate... Trecem la Manu. Eu zic că... La băieți. Sunt de aceeași părere cu Talida, deci după, dacă ar fi să o luăm și să o întoarcem pe toate părțile, cam ăsta ar trebui să fie clasamentul. Acum nu știm... Nu contează cum votează oamenii. Eu v-am invitat aici pentru a vota voi. Dacă ați fi în casă, cum ați vota? Am votat toate la fel. Așa toate am la votat, fel. Da, toate. Nu. Poate diferit măcar la băieți. Ai votat nu la fel ca mine. Nu, eu aș vota primul lip, ia se știe. Păi și la fel. Se știe. Al doilea, Gabriel, și al treilea. Gabriel al doilea? Da. De ce? Ai așa o... Dacă, nu, dacă ar vota iar. Așa e interesant. Gen păi de ce? Placă. Da? Se pare interesant, da. Nu frumos, nu frumos, interesant. Așa. Și se pare mai ceva ca Filip? Da. Da, mă, acum gusturile mai talină. Mult mai, mult mai pe stil lui e pe Filip. Mă surprins. Și eu la ce fel vă băgați voi, da? Ce gusturi are Simona? Nu, Filip nu e deloc. Așa. Nu? Vreau să intrați și dumneavoastră, cei de acasă, pe Instagramul meu, pe Cornelia Underline Ionescu Star, și să vă puneți clasamentele înainte de finală. Hai, și la fete? Aș vota-o pe Bianca, deși nu mi-e prietenă și Bianca. Știi că o să vezi asta, dar na, te-aș vota pe tine pentru că ai stat și sezonul 1 și sezonul 2 și e foarte greu. Și cu stres și cu dor, așa, și locul 2, Berna. Și locul 3, ce? De fapt, ăla nu, de niciun loc. Da, dar nu înțeleg de ce nu suportă fetele pe ăla. Dar cum pe tu, Gina? Tu ai fost prieten, tu, Gina, ai stat cu ea în casă. Doar că dintre cele trei mi-e cea mai... Stai puțin, ai stat cu ea în casă, nu? Și în afara competiției, tu ai văzut-o pe ea cum este ea, de fapt? Stai că s-a pornit mare. Eu în casă m-am certat cu ea. Așa. Afară ne-am avut foarte bine. Deci așa, deci în casă... Am cunoscut o altă Ela. A, adică o altă Ela care nu e fake. Nu neapărat că nu e fake, pur și simplu în casă ea era foarte apropiată de Roxana, eu având copitele mele cu Roxana. Bineînțeles că era apropiată de Roxana pentru că n-avea cine să-i țină partea și să ia apărarea în caz că cineva sare la ea, logic. Dar cine era să se apropie în final? Da, a ajutat cu toată lumea. Pentru că mie mi s-a părut că ea nu-i un om care să te bați. E firavă, corect, e firavă. Ea este totuși o fată deosebită. Mie, din punctul meu de vedere, toate fetele și toți băieții sunt speciali. Da, corect. Vreau să, spre final, pentru că a fost o zi specială, aș vrea să spunem un cuvânt și despre Andreea, care este, din punctul meu de vedere, omul care... a marcat puterea dragostei. Da, corect. Dar vreau să vă aud și punctul vostru de vedere. Eu vreau să spun că am învățat de la ea foarte multe, dar pe primul loc am învățat să fac mereu ceea ce simt. Înainte nu eram așa. Și de asta sunt mereu fericită. Adică nu țin cont, mamă, e bine, nu e bine. Ceea ce simt, aia fac. Că ea mereu îmi spune, să faci mereu ce simți, să faci mereu ce simți. Și să și recunoști după. Nu, că e asumată. Eu glumesc. Mari? Eu de fiecare dată când mă întâlneam cu Andreea, de fiecare dată eram gură cască și ascultam orice spune, pentru că de fiecare dată îmi dădea doar sfaturi bune. Țin minte și acum când am ieșit cu Robert din emisiune, a început să plângă pentru că îi părea rău că noi am plecat și după a venit la noi în spate și ne-a dat niște sfaturi, adică mie personal, pe care eu chiar nu o să le uit niciodată în viață și o să țin cont întotdeauna de ceea ce mi-a spus ea. Și cred că dacă o să mă uit la sezonul 3, o să-i simt foarte mult lipsa. Oricum o să-i urăm mult succes și Cristinei Mihaela în sezonul 3. Da, corect, 3, mult o succes. O fată specială, o prietenă a mea, Cristina Mihaela, și îi doresc din tot sufletul să reușească. Manu, un cuvânt despre Andreea Manta? Eu vreau să-i mulțumesc Andrei, pentru că eu chiar am avut de învățat foarte multe lucruri de la ea. Vreau să-i mulțumesc pentru că ea a trăit alături de noi, de fiecare, poveștile noastre. Adică, nu știu, pe lângă faptul că este o moderatoare extraordinar de pricepută, talentată, cum vreți voi, este și un om cu un suflet foarte, foarte bun. Da. Adică nu s-a implicat doar profesional da, în acest corect, proiect, corect. S-a implicat și emoțional. Da. Și pentru asta nu putem decât să-i mulțumim. Eu și cred că majoritatea, sau mă rog, toți concurenții, așa foarte cred că ar fi frumos. Pentru că a fost acolo și...
cum a zis și Mari, cu siguranță o să îi se simtă Lisa. Indiferent de, nu zic, și Cristina, cu siguranță o să-și facă foarte bine treaba, dar Andreea este Andreea. Este unică. Da. Talida, ai pentru noi, cel puțin. Da. Așa cum am zis și pe story, mi se pare că Andreea o să rămână emblema acestei emisiuni, pentru că așa a început proiectul. Dar ea a fost specială pentru că n-a fost o simplă prezentatoare. Ea a creat o familie între noi, s-a implicat 100% în proiect, ea ne urmărea constant, adică nu știu câtă lume știe faptul că ea avea un televizor în cabină și permanent, ea știa ce facem noi și în spate și în emisiune, adică știa mult mai multe decât se vedea la televizor. Mulți dintre concurenți se duceau la ea după emisiune și cereau sfaturi. Se plângeau la ea sau plângeau alături de ea. E normal. Și de asta s-a creat o legătură atât de puternică. Creează da. Niște legături. Și eu am plâns când am plecat ultima dată în brațele ei, practic. Și eram foarte dezamăgită așa de ce s-a întâmplat în ultima mea gală din primul sezon. Din păcate, publicul judecă foarte mult și o să compare foarte mult cele două prezentatoare, de asta o să-i fie puțin greu Cristinei Mihaela, cred, la început, dar ea e foarte talentată și sunt sigură că o să se descurce foarte și bine. Eu, am mai văzut-o într-un proiect alături de Victor Slav și da. Mi-a plăcut foarte mult de ea. Eu îi țin pumnii și sunt sigură că publicul o să îmbrățișeze schimbarea asta. E deci, adevărat. Multă baftă Cristinei. Multă baftă Cristinei și o felicit pe Andreea pentru ceea ce a făcut, a ridicat acest proiect și a reprezentat totul pentru Puterea Dragostei. Eu vă mulțumesc foarte mult, fetelor, că ați fost alături de mine. Mulțumim și noi. Toată mulțumim. Ziua și v-am avut aici și invitate ne-a făcut toată după mine. Și ne-a făcut o mare plăcere să stăm pe aici, să petrecem ziua cu să voi. Să ne mai chemim această formulă, da, pentru da, că corect. V-ați distrat și voi. Da, ne-am distrat foarte mult. Ne-am distrat și noi. Am să vă chem pentru că, așa cum le spuneam oamenilor de acasă, de săptămâna viitoare vom avea și o emisiune despre Puterea Dragostei, totul despre Puterea Dragostei by Cornelia Ionescu. Le voi avea invitate pe fete. Dumneavoastră să nu plecați, pentru că acum urmează partea a doua cu cei care au fost protagoniștii Puterea Dragostei. Finaliștii vor fi aici, alături de dumneavoastră, până în orele târzii din noapte. Îi vom invita pe toți și vom discuta despre Puterea Dragostei. La revedere deocamdată! La revedere! La revedere! La revedere.